Disney Channel prezintă Câinele Anului! Echipa Clarisa și echipa Dolly se vor înfrunta pentru titlul de campion! Cel mai bun animal să câștige! Să înceapă spectacolul! Întâi, cine are cel mai bun om de companie? Nu, nu așa! Oh, ai grijă! Ha, prostuțule! Nu cred că știe ce face! Hei, unde te duci? Om neascultător! Între timp, în vecini... Wow! Ce bine dresat e Hugo! Echipa Clarisa câștigă rozeta pentru cel mai bun om de companie! Trecem la runda a doua! Cățeilor le place să mănânce, dar cine are cea mai prezentabilă mâncare? Wow! Arată foarte elegant! Ia stați așa! N-ar ajunge nici pentru un chihuahua! Ce se petrece aici? Bomba de mâncare! Pentru dalmațieni, cantitatea contează! Regula celor 5 secunde! Hai, împulecați toți! Evident, Clarisa a câștigat! Așteptați? Judecătorii s-au răzgândit! Deci rozeta e a lui Dolly! Pentru că nu trebuie să-i dați niciodată dulciuri câinelui vostru! Concursul se încinge! Sărmana Clarisa, ce o să mai piardă? Numărul 3. Cine face cele mai bune trucuri? Sărituri sincronizate perfect! Mers lateral impecabil! Ce-i asta? N-am mai pomenit așa ceva! O fi un dans rusesc? Ia-t-o pe Dolly! Șezi! Sus! Până aici e bine! Plimbărică! Dă din coadă! Șezi! Merge mult mai bine decât mă așteptam! Wow! Ce săritură! Răsucește-te! Ah, ghinion! Cartonaș galben pentru Dolly! Deci rozeta pentru cel mai bun truc e câștigată de echipa Clarisa! Numărul 4. Cine dă cea mai reușită petrecere? Iată echipa Dolly, urmată de echipa Clarisa! În vecin, petrecere în toi! Oh, foarte politicos! Știți cum se spune? Petreceri cu ceai ca la bunica nu mai găsești nicăieri! Dalmațienii dau o petrecere trăznită cum era de așteptat! La așa ceva sunt neîntrecuți! Rozeta pentru cea mai reușită petrecere îi devine echipei Dolly. Să vedem cum arată clasamentul. Oh, egalitate perfectă! E timpul pentru runda decisivă! Numărul 5. Cine are cea mai tare replică? Ce e aia? Omul cuiva are voie să construiască o platformă regală pentru cineva și prietenii săi. Așa exclusivist. Înseamnă că nu o să-l vedem pe... Micul prinț pufuleț? Va trebui să vă găsiți un alt punct de observație. V-aș sugera... Jâgheavul. Wow, ce răutăcioasă! Oh, Clarisa, mai știi când ți-am cerut părerea? Da, nici eu. I-ai zis-o! Dolly câștigă runda aceasta! Doamnelor și domnilor, avem o câștigătoare! În fruntea haitei este echipa Dolly, cu 3 rozete! Dalmațienii sunt campioni! Am câștigat! Voi câștiga publicul din nou când vă lua cupa! Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel!